Eșec acasă pentru Petrolul Ploiești în etapa 29 a Ligii a doua de fotbal. Jucătorii lui Mulțescu au suferit prima înfrângere a sezonului pe Ilie Oană și au ratat șansa de a urca pe un loc de promovare. Meciul Petrolul Ploiești FC Argeș s-a încheiat 1-2. Vasile Buhăescu a marcat în poarta fostei sale echipe. Răspunsul gazdelor a venit imediat după pauză. Cătălin Barbu a marcat pentru FC Argeș, iar Petrolul nu a mai putut să egaleze. Petrolul a ajuns în afara podiumului, ocupând acum poziția a patra, la 8 puncte distanță de liderul Academica Clinceni și la o singură lungime în spatele lui Universitatea Cluj și Chindia Târgoviște. Echipa lui Mulțescu va juca duminică în deplasare la Oradea și marți la Mioveni.